Kidul Topfer pentru primii ani de viață cu Simona Bălănescu. Emisiune sponsorizată de Topfer, brand cu tradiție și produse certificate ecologic v-am regăsit un nou episod din ghidul Top for pentru primii ani de viață. Alături de noi a revenit doamna doctor Ana Maria Davițoi, medic primar pediatru. Mă bucur să vă revăd, doamna doctor. Mă bucur să fiu aici. Și astăzi vom povesti despre rolul și importanța vitaminei D în viața sugarului, a bebelușului nostru. Este foarte, foarte important. Mămicile știu, sau cel puțin eu ca mămică știam pe vremea când Marc și Rebe erau mici, că în lunile cu R trebuie să suplimentezi vitamina D. apoi am aflat că toată viața ar trebui să suplimentăm vitamina D. O să vă rog să ne spuneți în cazul bebelușului, în primii ani de viață, în primele luni de viață, cât de important este această vitamina D? Orice se suplimentează în mod constant e foarte important. Toată lumea știe că trebuie să administreze vitamina D copiilor după primele 10 zile de viață. Practic facem treaba asta pentru toată lumea. Începem cu vitamina D după vârsta de două săptămâni și o administrăm constant, așa cum știți Dar ce cred că este important să știe pacienții noștri și cei care ne urmăresc este faptul că periodic această, acest nivel al vitaminei D în sânge ar trebui dozat Adică făcut analiză. o analiză care să-ți spună dacă îi dai suficientă vitamina D, dacă el absorbe bine această vitamina D sau dacă are o particularitate, poate metabolică sau poate este o formă farmaceutică care nu l avantajează sau poate tehnic. Gândiți-vă că începem cu un copil care are 10 zile. Dacă vă amintiți, nu e simplu să le dai Căturile ceva pe guriță. De este da. destul de complicat. Te temi întotdeauna să nu se nece, să nu-i dai prea mult, să nu-i dai prea puțin și atunci valoarea plasmatică, adică să dozezi, să faci o analiză, îți poate spune unde te poziționezi. În contextul în care ne temem din ce în ce mai mult, și nu 100% justificat, de soare, adică cumva aș vrea să reiasă faptul că soarele nu este dușmanul nostru, dar în contextul în care ne ferim de soare mult, aș vrea să înțeleagă pacienții că este importantă această suplimentare cu vitamina D. La copilul mic, în primii doi ani de viață, se administrează constant, dar, așa cum ați spus, practic, vitamina D trebuie să primească toată lumea. În principiu, pentru copiii puțin mai mari în lunile regi, dar dacă lunile te cu R, R, dar dacă te ghidezi după o valoare plasmatică, adică după nivelul pe care ți ți-l furnizează analizele, vei ști exact, ca medic vreau să spun, exact cum să cantitate. adaptezi doza ca să fii sigur că este bine. Adică dacă identifici un nivel plasmatic insuficient, vei da și în alte luni. Bun, iar revenim la sugar, că noi despre ei povestim. Mămica este sfătuită de pediatru, pe măsură ce bebe crește, doza crește și ea de um... Doza vitamina de vitamina D? D este în principiu fixă, ce, dacă nu există particularități. Ce vreau eu să amintesc mamelor este că în perioada sarcinii este foarte important să primească suplimentele și între suplimente să primească și vitamina D, așa cum primesc fier și alte microminerale, și că în perioada în care alăptează, este o perioadă cu consum energetic foarte mare, este important să primească un supliment de calciu și de vitamina D. Adică a și mămica să ia vitamina D da, și calciu laptele de mamă care este de departe Cel gol standard <laughs> pentru copil nu este foarte bogat în vitamina D. Evident, nivelul nu este suficient, motiv pentru care copiii primesc suplimentare, dar dacă mama are un nivel bun de calciu, de vitamină D, că acum despre vitamina D vorbim, concentrația de vitamină D în lapte va fi mai mare ceea ce este important. Iar pentru cei care nu au șansa să primească lapte de mamă, cei care primesc alimentație artificială, formulele uh, sunt alese și sunt uh, uh, gândite să fie fortificate, îmbogățite cu vitamina D. De alminterie, din punct de vedere al vitaminei D, laptele praf stă mai bine. Și să spunem legat de beneficiile vitaminei D și de ce este important ca bebe, ca sugarul să aibă suficientă vitamină D. Vitamina D este primordial implicată în rahitism. Adică structura oaselor este influențată și a dinților și este influențată de prezența vitaminei D. Dar nu numai atât, și starea de nutriție, și tonul sub pielii, și al unghiilor, și a părului, și în, în general starea de nutriție și în ultimul rând imunitatea. Deci atât este important ca bebe să aibă suficientă vitamină D, nu doar bebe, toată familia, adică și părinții și bunicii. Mulțumim, doamna doctor, pentru sfatul. Vă aștept să reveniți și să mai povestim și despre alte lucruri la fel de interesante și importante. Cu drag, mulțumesc și eu. Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit și ne-ați ascultat și astăzi. Sunt Simona Bălănescu, rămâneți sănătoși, voioși. Vă aștept data viitoare aici la Iți Pe curând! Ghidul Topfer pentru primii ani de viață. Emisiune sponsorizată de Topfer, de peste 100 de ani alături de părinți.